Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorrider, lângă mine l-am pe Cristian. O să îl întrebăm imediat cine este Cristian. Ne aflăm în magazinul celălalt de la Moto Emotion și am venit aici aduși de Cristian. Ne-am întâlnit cu toții aici ca să aflăm povestea ta. Salutare tuturor. Povestea mea e una, poate părea un pic ambicioasă sau nu știu cum să zic, dar nu mi se mai pare, pentru că eu pop, să zic așa, de ceva timp. O am în minte de câțiva ani și a venit momentul să o și pun în practică. Îmi doresc să fac turul lumii cu motocicleta, pentru că mă regăsesc în asta, în călătorii. Sunt pasionat de motocicletă, sunt pasionat de fotografie și videografie și e ceea ce îmi place să fac. Mi-a plăcut și până acum, îmi place și cred că o să-mi placă foarte mult timp de acum încolo. Și atunci am zis, dacă e să fac ceva în viața asta, să obțin maximul din tot ce pot obține, atunci cam asta ar fi. Deci, practic, visul tău în momentul ăsta este să mergi cu motocicleta unde? Aș vrea să încep cu Asia și apoi mai departe, dacă o să ajung cu bine și o să termin partea asta, stagiul ăsta, să continui cu Australia, Americile, Africa, Europa. Da, deci, practic, toată lumea. Toată lumea, da. Numai că nu văd ca un... ca un parcurs din ăsta, traversez în linie dreaptă cumva dintr-un capăt într-altul, pentru că n-aș ști ce să aleg, ce să omit, ce țară, în ce țară să mă duc și în ce țară nu, pentru că toate au locuri interesante, oameni și cultură și tradiții și tot ce vrei. Și n-aș ști ce să omit și atunci, de ce nu o țară cu țară? Spune-mi, practic, pleci prin toate țările astea. Ce, de ce faci lucrul ăsta? Pentru că am mai fost plecat, la început tururi prin țară, mi-a plăcut, cumva țara a rămas mică, ca să zic așa, și am avut dorința să mă duc și în afară, să descoper lucruri mai interesante, lucruri, culturi diferite, tradiții și tot așa. Și am fost în Georgia în 2019 cu motocicleta pe care o am acum, apoi tot în același an am fost în Franța cu okay. Cu motocicletă. Am văzut cum e să mergi la drum lung, singur. Asta a fost și scopul cumva, să încep un pic traseul, să fac ture mai, oarecum mai lungi. Cel cu George a fost 7000 de kilometri dus întors, făcuți în 2 săptămâni. Wow. Și am vrut să văd dacă e chiar pentru mine lucrul ăsta, să văd ce probleme pot apărea și așa mai departe, să testez un pic începutul ăsta de traseu. În general, în sportul ăsta motociclist, se spune că te naști cu boala asta în sânge. La tine în familie a fost cineva înainte care a avut pasiunea asta pentru motociclete? Și atunci cum ai descoperit-o? Am avut bicicletă de foarte mic, nu știu, cred că de la 4-5 ani am avut bicicletă. Apoi a venit perioada aia cu... Așa, de acolo țin eu minte, așa cred că am început... perioada cu guma turbo, guma automoto, cu surprize și era, da, mi-aduc aminte că lipeam, cumpăram pentru upbuild-urile alea de la automoto și le lipeam pe oglindă, mă certam mai cu mea și am zis că n-o să fiu mare, o să am motocicleta mea, am știut de pe atunci și așa a fost. Deci ăla a fost declicul care a zis vreau treaba asta. Mm-hmm. Cum a fost parcursul tău de atunci, adică ți-ai pus în cap că o să vrei să-ți iei motocicletă, la câți ani ți-ai luat motocicletă și sau cum s-a întâmplat lucrurile? Pentru că în zilele noastre ai văzut că poți să-ți iei permis de la 16 ani, te ajută părinții, presupun că era mult mai greu înainte să faci pasul ăsta. Poate că da, poate că nu. Greu nu a fost, pentru că lucram deja, aveam 2 ani de când lucram, mi-am cumpărat cu banii mei prima motocicletă în 2006, când am obținut și permisul. Era mai simplu pentru că, de exemplu, am dat școala și am obținut și categoria A și categoria B. Făceai o singură sală, partea teoretică era valabilă pentru amândouă. Okay. Nu făceai orașul, făceai doar poligonul. Deci, din privința asta, era mai simplu. Ok. Care a fost prima motocicletă?
un Suzuki GSX-R de 400 era, dacă nu mă înșel, o variantă pentru piața din Japonia, Anglia, nu prea o găseai, era ceva un pic mai răruț. Am vrut o motocicletă mai slabă, să zic așa, mai puțin performantă, nu prea puternică, pentru că am vrut să o iau treptat și a prins bine lucrul ăsta. Apoi am trecut la un GSX-R de 750 din 2004, pe care l-am adus eu din Italia. M-am dus după el și l-am adus din Italia. Și asta în 2008 și până în 2018, în toamnă, când am trecut la cea de acum, la Yamaha Tenere XT660Z. Deci, practic, ai făcut așa pași mici prin motociclete ca să ajungi la o motocicletă mai mare sau la un stil de mers mai la un drum mai lung, ceea ce este un bun sfat pentru începători. Absolut. Spune-mi, din experiența ta până acum, pentru că ai zis că ai făcut drumul ăsta până în Georgia, este bine la început să te duci direct la drum lung? Eu aș zice că da, pentru că am făcut asta. Nu știu dacă e, poate, cred că ține de fiecare, de cum se cunoaște. E posibil nu neapărat să fie poate o provocare mentală să te duci singur la un drum lung. Poate e chiar și o provocare fizică. Fiecare cred că se cunoaște și atunci e bine să-ți depășești limitele, dar la mine lucrul ăsta a venit după ce făcusem, ți-am zis, mai multe ture lungi prin țară, să zic. Pentru mine deja nu mai erau ture lungi prin țară, că erau ture normale prin țară. Și a venit cumva firesc. Dar e bine să ai totuși pe cineva în caz la o tură, să zic, medie, de cum ar fi asta, de 7.000 de kilometri, pentru că, și dacă, mai ales dacă nu te ajută foarte mult experiența, eu recunosc că am trecut de la o motocicletă de viteză la motocicletă de adventure și a venit cu provocările inerente, pentru că e un pic diferit stilul de condus sau un pic mai mult stilul de condus pe off-road decât pe asfalt. Da, categoric. Dar am avut dorința asta de a nu m-a oprit faptul că nu aveam foarte multă experiență. Am încercat să fiu ca de obicei și temperat, să nu iau mai mult decât să iau o felie mai mare decât aș fi putut duce, ca să zic așa. Când s-a întâmplat trecerea asta în creierul tău, că practic presupun că în momentul în care ți-ai luat motocicleta nu te-ai gândit direct vreau să fac toată lumea, sau posibil așa a fost. Când s-a întâmplat și cum? A început în perioada dinainte să-mi iau, sau în anii dinainte să-mi iau motocicleta, din ce în ce mai des vreau să ies de pe asfalt. Fie că eram, inclusiv am stat pe Transfăgărășan la cort și cu Suzuki-le și am ieșit de pe asfalt, mergi pe iarbă, umedă, na, știi cum e. Și am zis, trebuie să schimb, că nu mai merge așa. Și am schimbat motocicleta, dar călătorii, făceam deja călătorii, am avut și câteva accidente și cu Suzuki-le și cu asta. Și în momentul ăla, nu știu dacă sau probabil mulți au trecut prin momente de genul ăsta, când stai și te gândești, mă, puteam să efectiv să nu mai fiu. Și stai și îți evaluezi viața Da, asta și prioritățile. vreau să ajung și aici. Ținând cont că ai atâta dorință de a merge în turul ăsta al lumii, și ținând cont și de accidentele pe care le-ai avut, nu te-au descurajat atunci? Adică nu te-au pus puțin să te gândești dacă mai vrei să faci lucrul ăsta? Singurul moment în care m-a descurajat un accident a fost primul accident pe care l-am avut cu motocicleta, la foarte puțin timp, și l-am pus pe seama lipsei de experiențe, că nu ai cum, evident. Și atunci am avut un moment în care, mă, poate nu e de mine, poate, dar mi-am dat seama, tot eu mi-am zis că e imposibil să nu ai accidente cu motocicleta. Ai Da, și categoric. bicicleta și știi cum e. Cine nu a căzut zice că nu a căzut cu motocicleta, la minte. Sau prima căzătură e botezul. Și Nu ți-ai atunci m-am botez. gândit, dar după aia nu. Am zis asta, asta vreau să fac, să merg cu motocicleta, îmi place. Starea care ți-o dă senzația, clișeul ăla, senzația aia de libertate, dar așa e. Te simți mult mai liber cu motocicleta.
E o discuție destul de interesantă și nu știu cum să o apuc, știi de ce? Pentru că în percepția noastră ca motocicliști în România, o tură lungă, te gândești că te aduci de aici până în Turcia sau de aici până în Botoșani. Asta înseamnă pentru noi o tură lungă, știi, ca și percepție, ca și motociclist. După tine, cum este să faci o astfel de drum lung? Pentru că am văzut că în percepția ta un drum lung înseamnă mai mult de 7.000 de kilometri, că mi-ai încadrat Georgia, care sunt 7.000 de kilometri, la un nivel mediu. Oricum îi faci în etape, fie că te duci până, nu știu, în capătul celălalt de Europa sau inclusiv te duci, poate faci drumul oaselor, indiferent, îl faci tot în etape, în pași mici, ai trasee pe zile și nu e, ori mergi o săptămână sau două săptămâni până într-un anumit punct și te reîntorci, okay. Ori continui, la fel faci traseul, numai că durează mai mult. Mai mult, da. Cum te pregătești în momentul în care vrei să mergi la un drum de genul? Cum am pregătit până acum sau cum mă pregătesc pentru traseul? Ajungem și la cum o să te pregătești pentru traseul lung, dar în general, când vrei să te duci, nu știu, până în altă țară, să faci un traseu de 5-10.000 de kilometri, ce ar trebui să știi înainte, pentru că știu că deja ai experiența asta, ce ar trebui să știi înainte să te urci pe motocicletă și să pleci? Ce ar trebui să ai la tine? Cu cine ar trebui să vorbești de acolo dacă te întâlnești cu cineva? Sau cum să spui în ordine toată deplasarea? Păi, în principiu, te interesezi de condițiile de călătorie în țara respectivă. Fără a fi neapărat, de exemplu, informațiile de pe site-ul MEAE, fără a fi neapărat, cum să zic, bătute în cuie, pentru că inclusiv situațiile respective. Și zic asta, de exemplu, cu Georgia. Că ar fi fost risc și, într-adevăr, situația era un pic dificilă în anumite zone în care nu am ajuns, dar mă gândesc că chiar și dacă aș fi ajuns, nu cred că ar fi avut ceva de împărțit cu mine ca simplu trecător, turist, da, prin zona respectivă. Dar e bine să ții niște măsuri de precauție și să te documentezi în privința asta. Te duci cât mai light posibil, nu-ți iei foarte multe lucruri, ai tendința să-ți iei foarte multe în caz că se întâmplă ceva cu motocicleta, să ai tot felul de scule, să ai tot felul, inclusiv piese de rezervă, să ai, m-am dus cumva așa, exact ca un începător, okay. Cu canistră de benzină, cu canistră de apă, cu o grămadă de lucruri. Am avut una din gențile laterale, le-am luat la un moment dat și le-am pus dintr-o parte într-alta, pur și simplu n-am folosit lucrurile dintr-o geantă, nu le-am folosit. Deci aș fi putut să mă duc numai cu o singură geantă și cu top case-ul. Da, uite, prima dată când aud asta, pentru că, într-adevăr, asta îți vine să faci primul lucru în momentul în care vrei să te duci și să mergi la un drum mai lung, eventual să ții toată casa cu tine. Mm-hmm. Cum te descurci acolo? Nu știu, îți cumperi apă, îți cumperi mâncare, cazarea, o ți-o gândești dinainte? Nu mi-am luat cazarea dinainte pentru că nu știam exact unde o să fie. Făceam foarte mulți kilometri în fiecare zi pentru că am vrut să văd foarte multe obiective într-un timp foarte scurt. Ceea ce nu recomand a fost și unul din motive pentru care am zis că nu o să mai fac la modul ăsta lucrurile și a fost unul din motivele pentru care m-a făcut să-mi doresc și mai mult să renunț la tot și să fac lucrul ăsta așezat, să înțeleg din pulsul locului. Oboseala se acumulează și nu-ți dai seama pentru că e câte un pic în fiecare zi și la un moment dat, inclusiv când m-am întors din Georgia, am făcut accident din cauza oboselii, care a fost iarăși un moment care m-a făcut să zic, da, a fost frumos, a fost interesant, dar nu mai vreau la modul ăsta să fac lucrurile pentru că, iarăși, era viața mea. Și te pregătești, nu zic că e, asta a fost modul meu, alții poate își pregătesc dinainte, își fac niște rute foarte bine stabilite, mie îmi place să nu fiu chiar atât de riguros și să am libertatea să mă duc să explorez și alte zone decât ceea ce mi-am propus și se întâmplă de foarte mult okay. Lucrul ăsta pentru că ajungi să întâlnești localnici care îți zic, încă nu găsești pe internet, nu găsești lucruri de genul ăsta decât la localnici să zică unde e ceva interesant, cum am făcut și în Georgia, în Matvili sunt niște canioane superbe
dar e un loc foarte turistic acolo și atunci am vrut ceva să mă separ un pic, să fiu un pic mai degajat, să fie o altă experiență decât, că de obicei în zonele astea turistice e foarte aglomerat, e foarte scump, uneori chiar și overrated pentru că e super instagramat, super YouTube, da, este tot filmat și așa. Și am vorbit cu un ghid și am fost cu motocicletă, am adus la cascade, la canioane, unde nu erau turiști. Am făcut baie cu câțiva localnici acolo și e altceva. Inclusiv am stat acasă la niște oameni simpli, nu am stat deloc cazat la hotel, cel mult hostel, cort sau cum a fost cazul la acești oameni, foarte primitori, pentru că am vrut să simt din pulsul locului. Nu-mi place turistul clasic care se duce la all inclusiv, nu se pretează pentru mine, nu e genul meu. Îmi place și caut aventura, caut lucrurile un pic diferit. Exact, lucrurile simple din... Asta ne bucură cel mai mult, știi? Acolo e fericirea adevărată, să vezi și cum trăiește un om din altă țară sau să trăiești experiența ca un om din altă țară. Înțeleg că vrei să faci asta în continuare, în același stil, adică să nu te duci în locurile turistice unde se duce toată lumea, vrei să vezi fiecare țară, mai mult partea de tradiții. În general am văzut că în lume treaba asta ușor-ușor se schimbă și se uită partea asta de tradiții. Ai văzut că și la noi în România ușor-ușor tradițiile sunt uitate și nu se mai dă din generație în generație. Și înțeleg că vrei să faci, să te duci și în partea asta de tradiții, de locuri mai puțin văzute de oameni. Da, evident că ajungi în locurile turistice. Te duci, le vezi, arunci un ochi, nu stai foarte mult și pleci de acolo. Pentru că am zis, e scump, e foarte aglomerat, găsești poate aceeași plajă, să zic, sau cum Santorini, da? Okay. E la câțiva kilometri alături. Același tip de case, nu e aglomerat, nu e scump, nu e, găsești peste tot alternative. Te duci în locurile alea și le vezi, marchezi momentul și mergi mai departe. Îmi place să descoper locuri unice, tradiții poate sau lucruri care nu prea au, la care nu prea are acces turistul clasic. Pentru că sunt locuri interesante și cele turistice sunt deja super filmate, super fotografiate. Okay. Nu știu dacă aș mai putea eu să fac în privința asta ceva. Mă duc pentru mine, arunc un ochi, lumea le știe locurile alea, dar sunt alte locuri mult mai interesante de văzut. Sau la fel de interesante, hai să zic așa. Urmează să-ți faci un canal de YouTube sau ai deja un canal de YouTube? Practic, vrei să filmezi toate locurile astea în care să mergi și să le pui acolo, să le urci pe YouTube? Sau pe o rețea unde... Da, o să fie pe YouTube, cu siguranță. Urmează să văd în ce măsură o să-mi fac o pagină proprie. Ok. Cred că e bună și asta de făcut. Dar mă bazez în principal pe YouTube, pe partea de video. O să faci și motovloguri din timp ce mergi cu motocicleta. Cum o să-ți editezi videoclipurile? Pentru că mă uit și aproape că mi se pare imposibil, știi ce vrei să spui? Cred în tine și în tot ce vrei să faci și te susțin în lucrul ăsta. Pentru mine, unul, treaba asta cu motovlogul este destul de... greuț între ghilimele ca și timp, că îmi consumă timp și nu știu dacă aș avea timp să și plec și să fac toate lucrurile astea, dar probabil dacă pleci ai tot timpul la dispoziție să și editezi, să și urci videoclipul. Ți-ai calculat lucrul ăsta până acum? O să ții un laptop după tine? Când o să editezi? Cum o să filmezi? În principiu nu cred că ai foarte multe lucruri de văzut la un motovlog în care filmezi strada. Poate dacă zici ceva interesant pe parcurs. Dar nu se pretează stilului meu să merg și să filmez strada. Dacă ajungi într-un loc sau în timp ce mergi, vezi un loc care merită mai multă atenție, da. Dar în principiu vreau să mă documentez despre locuri interesante și să mă duc acolo și să filmez acolo. Asta ca parte de mini-documentare. Pe lângă asta, bineînțeles, că se întâmplă lucruri în viața de zi cu zi, plecat fiind,
care merită, nu știu, o anumită interacțiune sau un loc interesant și cu mâncare foarte bună, pentru că prima țară cu care vreau să încep din Asia e Turcia. M-am îndrăgostit de Turcia și vreau să-i acord un pic mai multă atenție, pentru că am fost și în tranzit, cumva inclusiv în Istanbul, de vreo 4 ori și atunci am zis să stau mai mult un pic în Turcia și mă documentez înainte. Și e combinație de motovlog, ca să zic așa, dar motovlog adică viața nu de motociclist, de motocicletă, da, ci mai mult de dincolo de părțile alea de mini documentare. Nu am laptop, probabil că o să cumpăr sau o să obțin un laptop, sper, nu știu, un laptop performant. Aș vrea să filmez 4K, pentru că deja 8K-ul începe să își facă apariția din ce în ce mai mult și Full HD-ul nu prea mai e. Ținem pasul cu... Ținem pasul, pentru că mă gândesc că o să fie un motovlog, să zic așa, sau o serie care o să fie urmărită și peste ani. Okay. Și atunci o filmez nu doar pentru acum, o filmez și pentru standardul de atunci. Se încadrează la, cred că la travel vlog asta, nu? Ceva de genul. Un fel de combinație de motovlog, dar nu neapărat cu setup-ul de asfalt, da, ci viața dincolo de, sau când tragi pe dreapta în diferite locații. Și practic în țările astea prin care mergi, prin toată lumea, o să intri în interacțiune cu oameni, nu? Cum am făcut-o și până acum și sincer, pentru mine asta a fost partea cea mai, să zic așa, mai interesantă sau mai surprinzătoare. Pentru că am întâlnit oameni care nu mă știau de niciunde, ești un străin pentru ei, dar te primesc ca și cum ai fi un cunoscut. Te întreabă dacă ai nevoie de ceva, dacă ai nevoie de apă, dacă ai nevoie de orice și simți așa cumva că... ca să nu mai zic de oamenii care îi întâlnești, de exemplu, în hosteluri, oameni care călătoresc destul de des și ei și au povești interesante și peste tot oamenii mi s-au părut chiar poate mai interesau, senzația care mi-au dat-o a fost chiar poate mai interesantă decât locurile în sine. Sincer, eu chiar m-aș uita la un astfel de vlog, pentru că e destul de interesant. Nu cred că a mai făcut cineva din România treaba asta până acum, mai ales la nivelul la care vrei să-l faci tu, adică să faci toată lumea, pentru că este foarte greu, să fim sinceri. Nu e o tură de o lună, două luni, un an, este o treabă de câți ani preconizezi tu? Nu știu, probabil că foarte mulți ani. Sau cel mai probabil că foarte mulți ani, adică când zic foarte mulți ani, mai mult decât m-aș fi gândit inițial, undeva la vreo 5 ani. Mult mai mult, pentru că dacă e să luăm în calcul Asia, are 48 de țări, aproape toate vizitabile, dacă iau în calcul o lună de zile în fiecare țară, asta fiind foarte selectiv cu locurile în care te duci și documentezi, asta înseamnă 4 ani. Nu mai Asia. Dar, cum ți-am zis, faci întâi o țară, urmează următoarea țară, nu mă grăbește nimic, nu am familie care să mă aștepte sau ceva de genul ăsta. Cât o să fie nevoie? La un moment dat probabil că obosești, probabil. Faci o pauză, te oprești, îți refaci forțele, mergi mai departe. Oftez pentru că e peste nivelul meu de înțelegere. Știu, și pentru mine inițial a fost entuziasmul, zic, când m-am decis, zic, fac asta, super, mă duc și călătoresc în toată lumea. Apoi, după ce te documentezi și vezi cam ce-ți trebuie, vezi cu vizele cum e, când nu e foarte simplu, sunt țări în care trebuie să fii atent că nu au, țara vecină nu are ambasadă și trebuie să o iei cu vreo două țări înapoi. Wow. Și trebuie să fii atent la lucrurile astea și multe alte chestii de logistică, de organizare. Am avut așa un moment în care m-am întrebat, zic, oare chiar vreau să fac asta? Și a fost momentul în care m-am dus în Georgia. Și apoi a fost, nu m-am dus cu niciun fel de așteptări, dar chiar și dacă aș fi avut, mi-ar fi fost depășite așteptările respective. Și na, o faci în pași mici. N-ai cum să faci, să te gândești, adică nu te vezi deja la capăt și o faci în, de asta am și vrut să renunț la, și n-aveam cum altfel, o faci în ritmul tău.
Da, exact. Am vorbit mai devreme despre cum să te pregătești în momentul în care mergi la un drum mai lung. Cum te-ai pregătit până acum sau ce ai strâns până acum ca să poți să pleci spre visul tău? Eu am investit foarte mult până acum într-una din pasiunile mele, fotografia. Ok. Am și suflet și financiar am investit foarte mult la nivelul la care am putut eu. Apoi când am început să mă gândesc la asta, dar fără neapărat să fie o decizie concretă, doar mă gândeam ce frumos ar fi, ce interesant și începusem să urmăresc alți călători prin lume, fie că erau singuri, inclusiv sunt foarte multe fete, dacă știi, care călătoresc singure cu motocicleta, Nu nu? știu, nu știu. Sunt destul de multe, da. Avem chiar și o româncă plecată, helebiker, și le admir foarte mult, dar uite, ca să fac o paranteză, cât am fost plecat în Georgia și în Franța, am întâlnit, dar mai ales partea de Georgia, am întâlnit foarte mulți oameni care fac ture lungi pe bicicletă. La modul Austria-India. La modul Polonia-China. Pe bicicletă. Acolo abia mi se pare o provocare foarte mare. Pe motocicletă deja ți se pare o joacă. Ne? Și ca să revin, am zis că mai renunț un pic la partea de investiție pe partea de foto. Mi-am cumpărat o mașină, un BMW nu foarte scump, la mâna a doua, din 2001, pentru că aveam nevoie să mă duc la evenimente. L-am vândut de curând pentru că voiam să strâng bani pentru tură și Ok. inclusiv motocicleta. Banii de pe mașină i-am băgat în cripto, că am zis 2000 de euro cât am luat pe el. Nu o să mă ducă foarte departe, dar dacă investesc, voi câștiga, îi voi dubla, îi voi tripla și s-a prăbușit din toamnă, s-a prăbușit piața cripto, după cum poate știi. Știu, știu. Și m-am găsit la momentul, am vrut să fac lucrul ăsta cumva la începutul lui 2020, după ce am făcut ora din 2019, a venit pandemia și am zis, pun totul pe hold. Și aștept să se mai calmeze un pic lucrurile. Și m-am găsit acum la momentul în care am strâns ceva bani de pe mașină și pe motocicletă. Nu am un apartament al meu, că l-aș fi vândut clar și mi-aș fi putut finanța călătoria. Dar din discuțiile cu alți călători prin lume cu motocicleta, mi-au zis, dacă stai după să se alinieze planetele, să ai nu știu ce motocicletă, nu știu ce echipament. Dacă stai după bani, tot stai așa, trece timpul și nu mai faci niciodată chestia asta. Cu ce motocicletă ai vrea să pleci? Care este motocicleta de a ta de acum? Crezi că face față provocării sau ce altă motocicletă ți s-ar potrivi? Motocicleta pe care o am acum, am luat-o în ideea de a testa și a vedea cum e pe off-road, dacă îmi place, dacă e de mine sau nu. Până la urmă, și inclusiv atunci mi-aș fi dorit, nu știu, poate un GS 1200 sau ceva mai arătos, ceva, că mă uitam la aspect pe atunci. Mi-am dat seama ulterior, după ce am mai căutat pe forumuri, pe YouTube și alte discuții, că trebuie pentru off-road o motocicletă cât mai ușoară Ok. și dacă vrei să faci și ture lungi, îți trebuie o motocicletă fiabilă, simplă, ușor de reparat, vorba aia în drum, știi? Da. Deși nu prea poți să faci mare lucru în drum decât, nu știu, chestii de mentenanță din asta simplă, schimbi niște percuțe sau un lanț sau ceva de genul. Dacă e să desfaci motorul, tot ai nevoie de un serviciu. Ți-ai pus în cap înainte să pleci, eventuale probleme care pot apărea, de exemplu, nu știu, asta cu pana poți să o faci acolo, știi? Dar în momentul în care, nu știu, ești la 10.000, 20.000 de kilometri de casă și te lasă motorul. A fost un stres ăsta când m-am dus în Georgia. Ce fac dacă mi se strică motocicleta? Nefiind o motocicletă foarte scumpă, am dat în 2018 am dat 3800 de euro pe ea. Ce fac dacă se strică? În condițiile în care aș vrea să se strică la modul ireparabil destul de rapid Da, da. în termen în care trebuia să mă întorc eu în țară.
Dacă se poate repara în 2-3 zile, să zic maxim, sau până vin niște piese, da, ok, pleci mai departe. Dar dacă e o problemă care necesită mai mult timp, ce faci cu ea când trebuie să te întorci? Da. Trebuie să cauți o soluție, dar o variantă era să o aduci pe o platformă, să o aduci înapoi acasă, care dacă te costa de acolo vreo 2000 de euro și motocicleta e 3500, stai să te gândești dacă pentru diferență de 1000 de euro, având în vedere și timpul, că trebuie să cauți, trebuie să te duci cu ea înapoi, mă rog, în condițiile în care faci tură lungă, sau foarte lungă, ok. Ce faci? Nu ai ce face decât să o repari, inclusiv stai după piese. Am văzut alții, nu știu dacă știi de Weibo, ai citit cartea? No. Sunt tot niște, un cuplu de români care au făcut tot pe internet turul Africii și au stat la un moment dat după ambreiaj, ziceau în carte, foarte mult timp trebuia să vină din altă țară cu problemele inerente de transport, de comunicare, de... Stai și wow. Aștepți, stai și aștepți, nu ai de ales. Deci, practic, vrei să pleci și în momentul în care ai plecat din țară nu te mai întorci până la sfârșit. Nu exclud faptul că poate după ce termin Asia și fac, nu știu, poate și Australia, sau la un moment dat zici că nu mai poți, poate nici psihic. Ok. Există varianta asta, dar la cum mă știu eu nu cred că, adică aș fi... Poate n-aș fi făcut turul ăsta, nu l-aș fi luat în calcul, sau nu așa, nu la modul ăsta. Poate l-aș fi făcut mult mai simplu, nu țară cu țară, ci cumva în linie dreaptă. Te odihnești. Te odihnești și o iei de la capăt. Pentru că ai zis acum de condiția psihică, cum te-ai pregătit ca să poți să faci față unei astfel de provocări? Până acum nu m-am pregătit, dar am început de acum să mă pregătesc. Trebuie să fiu un pic mai atent la dietă. Am început să fac și un pic de mișcare, să ies la alergat. Trebuie să-mi intru în formă până atunci. Mă gândesc însă totuși că Turcia nu e chiar atât de provocatoare din punct de vedere fizic, nici ca și climă. Provocarea vine în zone unde e foarte cald și nu ești obișnuit cu clima de acolo. Da. Iau în vedere să mă duc în Orientul Mijlociu, asta o să știu când sunt în Turcia, în ce condiții aș putea să ajung în Liban, care sunt condițiile, sau poate la momentul respectiv Siria o să fie mai tranzitabilă, măcar tranzitabilă, okay. Pentru că sunt multe zone de conflict în Orientul Mijlociu. Mai iau un calcul dacă o să cobor, pentru că o să vină și iarna și atunci o să trebuiască să fac cumva în zigzag în funcție de... De iarnă, de temperatură, da, uite, asta nu m-am gândit. Sunt în sudul Turciei aproximativ 12 grade ziua, iarna. Și atunci o să trebuiască cumva să mă duc către mai cald. Să fugi de iarnă. Da. Da, uite că... Practic, psihic, te-ai pregătit pentru asta să pleci din țară. Mai încolo, cred că, nu că nu te-ai gândit, te-ai gândit ce o să faci mai încolo, dar te-ai pregătit psihic să le lași, să vezi atunci unde să mergi, pentru că lumea, într-adevăr, e destul de schimbător, ai văzut și în momentul ăsta. Și n-ai cum să-ți programezi un tur al lumii care poate să țină 5-10 ani, n-ai cum să-l ți-l pregătești așa pe foiță pe tot. Și atunci, da, e adevărat ce spui. Eu mă gândeam că în momentul în care pleci la un drum mai lung, așa cum suntem noi învățați în fiecare zi, mă duc la Botoșani, ajung la ora 6, în turul ăsta al tău nu prea ai cum să faci... Să faci asta. Te orientezi în țara respectivă în care ești pentru următorul traseu. Vezi condițiile de la momentul respectiv, inclusiv dacă e posibil la un moment dat să-ți faci niște conexiuni care te pot ajuta pentru o altă țară vecină. Afli niște lucruri interesante și te pot ajuta oamenii cu acces la locațiile respective, cu cazarea, e mai facil să iei în calcul o țară vecină și apoi să o faci pe cealaltă. Și atunci e destul de... Poți să-ți faci, desigur, poți să-ți faci un traseu care zici, eu voi merge pe traseul ăsta.
dar inevitabil apar tot felul de situații, inclusiv, cum ți-am zis, cu vizele. E posibil să nu primești viză într-o anumită țară, că sunt țări care au condiții destul de stricte. Ok. Și atunci iei în calcul alte variante. Că vorbeam mai devreme despre confort și problemele pe care ți le pui și e logică, apare teama, frica la un moment dat că nu poți să faci lucrul ăsta. Cum te-ai programat astfel încât să lași toate grijile astea deoparte sau cum le-ai rezolvat? În primul rând, vezi cum au făcut alții lucrul ăsta. Și majoritatea, zic că 99% din oameni sunt prietenoși pe traseu la ture din astea foarte lungi, okay, în gen continentale, da? Sau chiar tururi de lume. Și ți-ai eliminat cumva una din griji, deși nu excluzi că undeva la un moment dat poate să-ți fure inclusiv motocicleta sau poate să pățești un accident. Astea se pot întâmpla și acasă. Procesul la mine a fost, m-am obișnuit așa cu ideea de a pleca. Okay. Apoi am mai trecut printr-o fază în care am testat un pic și am văzut că a fost ok cu plecarea în Georgia și în Franța. Și m-am mai relaxat un pic. Mintea mea nu și-a mai făcut tot felul de probleme din astea care practic nici nu existau, poate, sau există, dar într-o mică măsură sau în aceeași măsură în care s-ar putea întâmpla lucrurile alea și acasă. Și au fost, cred că, de prin 2015-2016, au tot fost ani în care m-am obișnuit cu ideea. A venit apoi accidentul de la întoarcere din Georgia. Eram la trecut de Bacău și din cauza oboselii am căzut cu motocicleta. Și a fost un moment în care, dacă venea mașina din spate, putea să fie fatal. Și am stat și m-am gândit, ok, ai făcut lucrul ăsta, ai văzut cum e. Asta e ce vreau să fac și ține de mine, absolut de mine, dacă vreau să fac în viața asta ceea ce îmi doresc, fără a-mi pune tot felul de piedici. Pentru că de multe ori ne trăim viața așa, de zi cu zi, în lucruri care ni se par nouă că sunt importante, că și poate în momentul ăla sunt importante, dar dacă stai să privești în urmă, zici, erau importante pentru momentul respectiv. Overall, nu ți-aduc un impact foarte mare sau nu poți să zici, am realizat ceva și să fiu mândru sau să zic că am avut o satisfacție, o împlinire. Și după momentul ăsta, în care m-am decis, zic, da, vreau să fac asta cum trebuie, nu pe fugă, nu vreau să fac așezat, să simt pulsul locului, să văd locurile alea interesante și să le dau și lumii, nu le țin doar pentru mine, că ar fi păcat să mă duc în toate locurile alea. Apoi a mai fost un moment în care începusem sau aveam intenția în 2020, la începutul anului, în ianuarie, să mă pregătesc să fac lucrurile pe care le fac acum, la modul că să caut sponsori, să mă duc să mă interesez de sponsori, să mă pregătesc, să văd ce-mi trebuie concret pentru plecare, să văd cu vizele, să văd toate lucrurile de organizare. Okay. Și a venit pandemia și am pus-o pe hold. La final de, spre sfârșitul anului 2020, am avut și un prieten motociclist care foarte repede, fulgerător, s-a dus dintre noi. Și nu din cauza motocicletei, n-am avut accident, am murit de cancer, Dumnezeu să-l ierte, Radu. Și am zis, viața e prea scurtă, se pot întâmpla tot felul de lucruri oricând, ține de tine să faci ceea ce vrei să faci. Și practic, dacă îți dorești foarte mult, nu mai e provocare, nu mai e... nu sunt dificultăți, sunt lucruri pe care ți le dorești să le faci. Și acum că suntem într-un moment așa mai oportun pentru a pleca, am zis, gata, nu mai stau, am amânat-o prea mult, a fost așa în zona aia de vreau să o fac, dar
nu făceam efectiv pasul. Dar ăla este cel mai mare hop în percepția mea, pentru că dacă nu faci un minim pas acolo, măcar să calci așa cu călcâiul, cred că nu poți să treci mai departe, să... E destul de dificil, trebuie să... E puțină inconștiență acolo? Sau... Nu neapărat, nu e inconștiență, nu din punctul meu de vedere, pentru că simt că acum sunt pregătit și dacă până acum îmi puneam tot felul de întrebări și îmi făceam tot felul de griji, acum am cumva relaxată, sunt liniștit în privința asta, pentru că știu că mă voi duce, indiferent că mă duc așa cu motocicleta asta care nu e chiar, deși am băgat foarte mulți bani ca să o pregătesc, încă mai are probleme și mă duc așa cu ea și chiar fără echipamentul necesar, pentru că am încredere că mă voi descurca. Da, uite, am total respect față de gândirea ta la ce ai spus mai devreme cu visul, cum să-l trăiești, să lupți pentru ceea ce vrei și să nu te lași așa pierdut de val zi cu zi. Poate, să... poate părea simplu și sunt sigur că cei care se uită zic, da, ok, trebuie să treci de niște pași, sunt niște cuvinte, dar în spatele lor e un proces destul de intens în care cel puțin eu m-am gândit, uneori mă visam în locurile alea. E un proces destul de intens și destul de lungă durată ca să ajungi să zici, da, gata, am renunț la tot și plec. Este stresant să treci prin procesul ăsta sau... Ai trecut prin, știu că ai trecut prin procesul ăsta odată ce știu că am vorbit și înainte să înregistrăm. Mi-ai zis, Motorrider, nu contează, tati, eu vreau să plec. Da, acum nu e n-a fost neapărat stresant la modul, sau nu foarte stresant. Te gândești, îți pui tot felul de întrebări, dar cred că e cumva normal să faci lucrul ăsta fără să însemne neapărat stres. Ci pur și simplu ca în orice chestie mai mare care vrei să o faci, iei în calcul anumite lucruri și e un proces prin care trebuie să treci. Nu neapărat stres, sau nu, depinde de fiecare, cred. La mine nu, n-a fost neapărat un stres. E și dorința asta foarte mare și atunci când e dorința mare, nu mai simți lucrurile ca fiind foarte Da, 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 grele. Ai face orice ca să Da. poți. Vorbeai mai devreme de sponsor, de echipamente și de motocicletă. În percepția ta în momentul de față sau din câte ai auzit până acum, de ce ai avea nevoie fizic ca să poți să pleci la un astfel de drum și să fii cel puțin sigur? Ca și siguranță pe motocicletă mă refer. Aș putea să plec și cu ce am acum, dar la un moment dat, într-un viitor foarte apropiat, motocicleta va ceda, cu siguranță. Okay. Pentru că o știu cum e acum. Echipamentul pe care l-am e un echipament minim și nu neapărat de tură foarte lungă. Ce ține de echipamentul pentru mine, ce ține de siguranță. Okay. Trebuie să fie un echipament care să facă față și pe timp ploios, și pe căldură, și trebuie să fie overall un echipament care să facă față la toate condițiile. Apoi motocicleta trebuie să fie și ea echipată cu genți, cu tot felul de accesorii pentru scule și așa mai departe. Inclusiv pentru camping, ce ține de cort, de ustensile de gătit și așa mai departe. Echipamentul pentru filmat și fotografiat. Toate lucrurile astea mă ajută, cu siguranță mă ajută. Pot face și cu ce am acum? Da. Nu la modul la care aș face-o cu un echipament adecvat. Ok. Okay. De aceea văd că ar fi oportun pentru un sponsor la modul ăsta în care mă duc și documentez lucruri interesante și o fac pe termen lung, văd oportună și pentru mine, dar și pentru un potențial sponsor. Într-adevăr că contează și sănătatea ta la o astfel de tură, pentru că treci prin foarte multe medii, dar și calitatea video, audio sau foto. Eu unul chiar aș fi curios să văd un astfel de vlog, de blog, cum vrei să-l pui. Sunt foarte curios de
cum sunt oamenii în altă țară? Am postat deja pe canalul de YouTube, pe Timotur Adventure, din călătoria din Georgia. Am filmat cu telefonul și fotografiile cu telefonul și cu un GoPro 7, dar nu m-am dus neapărat să fac vlog. M-am dus în primul rând să mă testez pe mine și să testez motocicleta, să testez condițiile, să văd cum e. Nu mi-a stat foarte mult în cap, aveam alte griji, dar am zis hai totuși, filmez și cum o fi așa cu telefon, cu telefon care l-am avut într-un suport, de exemplu, din ăsta fix și s-a dus stabilizarea și cândva să filmez la un moment dat, așa să făceai. Da, tremura. Și nu mi-a stat în cap foarte mult partea asta de filmat și fotografiat. Acum mă duc cu o cameră mai bună, care o am deja, un GH5, cu un GoPro mai bun. Și vreau să filmez, inclusiv o să am echipament, trepied și tot ce trebuie ca să fac partea aia de mini-documentare cât mai bine posibil. Ok, cum vezi tu în viziunea ta asupra acestui vlog pe viitor? Cum îl vezi? O să fie împărțit în, o să zic așa, în două. Partea de mini-documentare cu, cum am zis, cu locurile alea mai puțin cunoscute, mai puțin turistice, dar care vor fi despre tradiții, despre cultură, poate clădiri istorice, tot ce ține de partea asta de documentar și partea cealaltă de viața de zi cu zi, interacțiunile cu alți oameni, mâncare, probleme inerente care apar cu motocicleta și cum le rezolvi, partea de zi frumos. Cu zi a călătoriei. Cât de frumos. E, da, pentru că foarte greu poți să vezi asta. Și văd cumva că va fi, că mă întrebai mai devreme și n-am apucat să răspund, te duci, te documentezi despre locurile respective, vezi dacă poți să ai acces la ele, dacă nu, cumva există cineva care îți poate facilita accesul. Te documentezi, te duci, filmezi, editezi, eventual în aceeași zi, pentru că nici nu pot să fac niște mini-documentare de o oră, să zic, în fiecare zi. Da, pot să fac un mini-documentar de ăsta de o oră, dar o dată pe săptămână, poate. Pentru că ți-am mult și partea de filmare și partea de editare. În general, cam ăsta e. Și nu știu dacă se uită lumea să stea să se uite o oră la un mini-documentar. Te duci, prezinți locurile alea cât de cât, sau să zic așa, sumar, într-un 15-20 de minute, maxim jumătate de oră. Și mai departe, dacă vor oamenii să descopere... Se vor duce ei, da. Asta e pentru că și eu vreau să merg doar așa, știi, ca și turist, dar uite, lucrurile astea de care îmi povestești acum cu esențialul dintr-o călătorie și să vezi tradiții și locuri mai puțin cunoscute, astea nu ți le arată nimeni. Sau dacă vrei să le cauți, foarte, foarte greu le găsești. Pentru că ai și posibilitatea cu motocicletă de adventure să ajungi în locuri unde nu ajungi cu mașina, nu ajungi cu rucsacul în spate pentru că faci autostopul și tot o mașină trebuie să ajungi acolo. Da. E un pic mai dificil de ajuns. Am vorbit până acum de trecutul tău, de când te-ai născut cu motocicleta, am vorbit de plecarea ta, am vorbit de cum a fost în trecut, de accidente și așa mai departe. Plecarea efectiv, că știu că vrei să pleci. Când pleci și cum o să te mai pregătești sau cum crezi tu că o să te mai pregătești până în momentul plecării? Vreau să plec în septembrie sau, mă rog, începutul septembrie, 1 septembrie, să mă prind în Istanbul. Asta probabil va ține și plus minus câteva zile în funcție de cum mă organizez și în funcție poate de sponsori. Înțeleg că în privința sponsorilor, adică nu fac mari speranțe în privința sponsorilor pentru că am apărut de nicăieri și nu văd potențial. Eu, dacă aș fi unul dintre ei, sincer, sunt conștient că nu am potențialul care l-au alți vloggeri sau nu știu, alți călători pe domeniul ăsta. Dar știu că voi face lucrul ăsta, nu trebuie să mă conving pe mine, o voi face oricum.
Ce ține de mine e să încerc să arăt potențialul pe care l-am până plec și să mai fac pe direcția asta poate niște mici mini-documentare cum aș vrea să le fac și când voi fi plecat, ca să arăt mai bine și mai mult din ceea ce voi face. Și, nu știu, să mai bat la uși, să văd cine deschide. Am vorbit până acum de, cred că mai toate lucrurile de care ține treaba asta, de plecat, de plimbat. Cum ai pregăti de acum înainte, că cred că am vorbit până acum și de până ce faci până în septembrie, dar concret ce o să faci până momentul ăla și puțin după? Pe lângă partea de finanțare și de echipament și ce mai am nevoie, să caut sponsori în privința asta, deși înțeleg că, cum am zis, că e un pic dificil, vin dintr-o poziție în care nu-mi permite foarte multe lucruri. Ok. O să trebuiască să documentez foarte bine cel puțin primele țări, să văd condițiile de călătorie. O să trebuiască să-mi documentez pe Turcia, de exemplu, și chiar următoarele țări, să văd locurile alea unde pot ajunge sau cine îmi poate face conexiune. Sunt pe grupul de tinere Turcia. Okay. Și acolo sunt oameni care sunt sigur că sunt dispuși să ajute. Am avut câteva discuții cu câțiva oameni, dar trebuie să fac cunoscută tuturor această idee și să văd cum mă pot ajuta. Ceea ce presupune destul de multă muncă de documentare și să-mi programez cumva pe zile sau pe săptămâni cel puțin zonele în care voi fi. Ok, cât crezi tu că o să-ți ia ca și timp până programezi aceste lucruri? Depinde în mare parte și de mine, dar depinde foarte mult și de oamenii pe care îi găsești dispuși să mă ajute și în sensul ăsta. De exemplu, nu știu dacă eu pot găsi foarte multă informație legată de lucrurile alea și în țară când am fost, de exemplu, despre Letea mai găsești câteva lucruri. Am fost în Delta cu motocicleta, am trecut o parte cealaltă la Solina spre Letea și despre Periprava nu găsești foarte multe lucruri dacă vrei să te duci ca motociclist și nu numai. Îți pot spune doar localnicii și atunci ei mă pot ajuta, nu știu dacă cei care se uită la noi, de exemplu, ar putea să-mi spună foarte multe informații decât dacă au fost ei acolo sau găsesc ceva pe internet. Facem o rugăminte și la sfârșit, dacă cineva are cunoștințe sau prieteni care au fost pe acolo și îl pot ajuta, îți pot scrie ție și la sfârșit o să punem absolut acolo și un QR. Lucruri și care merită de văzut, lucruri unice, lucruri interesante, pentru că va trebui să fiu foarte selectiv și să le caut pe cele. Ok, deci practic, din ce am înțeles până acum, o să-ți faci o listă în mare, nu? Am înțeles că ți-ai făcut deja un plan în mare al țărilor, adică cam câți ani ar dura să faci un continent și Cât timp va fi nevoie? Nu vreau să-mi planific, va dura atât sau va dura atât, că nu ai exact de unde să știi. Dar poți să estimezi așa, să faci o aproximare. Ok, unde te pot găsi oamenii dacă vor să te ajute cu ceva? Am făcut într-o aplicație un link și din linkul respectiv pot fi accesate toate celelalte pagini de social media, inclusiv pagina de strângere de fonduri, cât și cea de abonare pe Patreon, unde cel mai probabil că din partea asta de pregătire voi posta mai mult acolo pe Patreon. Ok. Dacă vrei să vezi informații de ce e nevoie să faci și cum te pregătești pentru un tur de genul ăsta, va fi cel mai probabil acolo pe Patreon. Ok. Pentru că trebuie să susțin lucrul ăsta și eu. Într-adevăr, da, pentru că este destul de costisitor și tot procesul în sine. Da. Sau pentru cei care vor să facă o singură donație, o pot face pe pagina de donație. Dacă cineva vrea să vorbească cu tine la telefon, are tot în acel link și numărul tău de telefon?
este adresa de mail și cred că e mai ok de făcut pe mail, dar se găsește, cred că pe... Da, este pe pagina de Facebook, este și numărul de telefon. Dacă cineva ar putea să te ajute în momentul de față, în afară de echipament și motocicletă, cu ce ar putea să te ajute? Dincolo de partea de pregătire și echipamentul necesar pentru a pleca, după e nevoie în continuare de fonduri pentru benzină, pentru consumabile la motocicletă, pentru cazare, pentru mâncare. Costurile mari, de fapt, de acolo încep, nu, deși sunt mari și până a pleca, okay. Costurile mari, de fapt, de acolo încep. Un vis mare, care eu sper să-l îndeplinești fără mari probleme și, dacă se poate, chiar fără probleme deloc. Probleme sunt și intervin. E imposibil să nu apară probleme. Important e să le depășești și cel mai problematic e, nu știu, o problemă de sănătate. Restul se rezolvă. Ok, dragilor, acesta a fost videoclipul cu Cristian. Lăsați acolo în comentarii întrebări pentru el. O să mai facem poate un videoclip până pleacă sau, dacă nu, îl puteți urmări pe paginile lui de social media. Aveți chiar acum pe ecran un QR code, puteți să-l scanați cu telefonul și să intrați pe linkurile afișate după ce vă trimite din acel QR code. Pe Cristian îl găsiți prin Botoșan până prin septembrie sau? Până în septembrie. Până în septembrie. Din septembrie ai fugit. Din septembrie în lume. Din septembrie în lume. Eu sper să ne lași amintiri din fiecare țară, în fiecare săptămână, și eu sper că o să fie ceva super, super informativ și educativ. Nu rar vezi asemenea ambiții de a merge prin lume și de a face lucruri frumoase. E un vis frumos lucrul ăsta. Dacă aveți cunoștințe din țările prin care vrea să meargă Cristian sau dacă puteți să-l ajutați, tot acolo prin acel QR code puteți să-i scrieți și să luați legătura cu el. L-ar ajuta foarte mult orice fel de informație, de ajutor, pentru că într-adevăr este destul de greu să faci un astfel de tur și îți ia foarte mult timp și este greu și financiar, dar și ca timp să cunoști oameni, să ajungi în acele locuri greu accesibile pentru oameni de rând. Cristi, mi-a făcut plăcere și sper să ne revedem cu bine și să râdem și să povestim la fel ca acum. Chiar după ce poți să faci un continent, uite, poți să te întorci în țară să ne povestești din ceea ce ai făcut pe acolo sau poate ne întâlnim pe la jumate, dacă e mai ușor pentru cel mai tine. Probabil că așa. Voi dori să continui traseul după Asia. Cel mai probabil că nu mă voi întoarce în țară. Pentru că se întinde deja destul de mult ca și timp. Pune-ne la sfârșit de episod un sfat pentru cei care vor să plece în ture lungi. E un sfat care nu e doar pentru cei care vor să plece în ture lungi, e un sfat, deși nu pot să-mi permit eu să dau sfaturi, dar cu mine a funcționat și mi-ar plăcea să, prin asta, să arăt și altora că funcționează și că dacă îți dorești foarte mult să realizezi ceva și există dorință destul de puternică, începe pași în direcția aia, pentru că mintea ta va găsi o cale să te ducă acolo. Foarte frumos spus. Mulțumesc, Cristian. Le mulțumim și celor de la Moto Emotion pentru primire și am stat mult peste program. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru că ți-ai făcut timp și lui Alexandru Popescu, celor de la Moto Emotion. Aș vrea să-l menționez și pe Ștefan Leonte, care încă de la început ei au pus cumva chiar suflet în această inițiativă și m-au ajutat cu primele demersuri. Dragilor, vă mai repet o dată, dacă aveți cunoștințe sau informații pe care ar putea să le ajute pe Cristian, este bine să lăsați în comentarii și eu vorbesc direct cu el sau chiar pe linkurile afișate pe ecran. Eu am fost Motorider, aici Cristian, până data viitoare, Motorider
și Cristian, pentru tine, numai bine! Pa! Numai bine!